Monumentul din comitatul Elbert, statul Georgia, Statele Unite ale Americii, care arăta ca un fel de menhir, ca un fel de Stonehenge american, pe care erau scrise așa zisele table ale legii raționaliste și ale legii noii ordini mondiale, a fost dărâmat astăzi de autoritățile americane după ce se spune în comunicatele presei americane că ar fi fost unul dintre pilonii acelui monument, ar fi fost izbiți, ar fi fost distruși de o explozie. Toată lumea este de opinie că o explozie a distrus unul dintre pilonii respectivi, după care, pentru motive de siguranță, spun autoritățile din statul Georgia, acest controversat monument a fost distrus în întregime. Iată monumentul, ca să-l vedeți, să vă faceți o imagine. Așa arăta până azi dimineață monumentul pe care se scria: mențineți populația sub 500 de milioane de locuitori și în continuu echilibru cu natura. Printre altele se scrie. Acum, sunt Mihai Silviu Chirilă și vreau să discutăm despre cine credeți că ar fi putut să dărâme acest monument. Un nebun conspiraționist sau un guvern mondial nebun pentru a șterge urmele? Haideți să o luăm așa puțin. Mă, nu, haideți să mai întâi să spunem despre ce este vorba. Este vorba despre un monument făcut din 8 plăci verticale, așa foarte mari, puse exact cum ați văzut în menhirele, în monumentele de la Stonehenge din Anglia, da? Ați văzut cum arată, da? Pe fiecare dintre acele plăci era scris în 8 limbi: în engleză, spaniolă, swahili, hindu, ebraică, arabă, chineză veche și rusă, un mesaj, dacă vreți, un decalog, în care toate aceste principii expuse în decalogul respectiv se refereau la noua ordine mondială. Și dați-mi voie să citesc de pe un site mai vechi al meu, dintr-un articol pe care l-am făcut în anul 2010, cred, 2009, octombrie 2009. Dați-mi voie să citesc într-o traducere personală ce scrie acolo. Mențineți populația la sub 500 de milioane de locuitori în continuu echilibru cu natura. Porunca numărul 1. 2. Controlați reproducerea cu înțelepciune, îmbunătățind condiția fizică și diversitatea. 3. Uniți omenirea printr-o nouă limbă vie. 4. Stăpâniți pasiunea, credința, tradiția și toate lucrurile cu rațiune calculată. 5. Protejați popoarele și națiunile cu legi corecte și tribunale imparțiale. 6. Lăsați toate națiunile să se conducă în interior, rezolvând disputele externe într-un tribunal mondial. 7. Eliminați legile inutile și birocrații inutili. 8. Păstrați echilibrul între drepturile personale și datoriile sociale. 9. Prețuiți adevărul, frumosul, dragostea, căutând armonia cu infinitul. 10. Nu fiți o pacoste pentru pământ și lăsați și natura să trăiască. Lăsați natura să trăiască. Da? Astea erau cele 10 porunci din Georgia, din Elbe, Georgia, cum am zis că se numește Elbert, Georgia, care au un aer profund, un profund criminal, mai ales prima, care spune mențineți populația sub 10, 50, 500 de milioane, și care a fost considerat un manual, dacă vreți, de către oamenii care analizează modul în care este pus în aplicare în acest moment noua ordine mondială. Ați văzut ce conține acest text? Mențineți populația la sub 500 de milioane de locuitori? Controlați reproducerea cu înțelepciune, adică reducerea populației prin. Oare cum s-ar putea în acest moment menține populația la sub 500 de milioane de locuitori? Ce ziceți? De la 8 miliarde. Cum credeți dumneavoastră că s-ar putea ajunge la 500 de milioane, mai ales că între timp am mai aflat și că data limită este 2030? Ce ziceți? Apropo de ce spune guvernorul că începe să se reinstaureze dictatura, ce părere aveți? Știți cumva vreo metodă prin care se poate reduce populația până la 500 de milioane? Eu știu și știți și dumneavoastră. Controlați reproducerea cu înțelepciune, îmbunătățind condiția fizică și diversitatea, adică controlați reproducerea, adică înmulțiți-vă cât mai puțin. Uniți omenirea printr-o nouă limbă vie. Oare care este noua limbă vie?
nu vorbim de limba engleză, evident. Oare nu cumva este, scrieam în 2009, newspeak-ul, adică limba de lemn a noii ordini mondiale și a corectitudinii politice? Stăpâniți pasiunea, credința și tradiția cu rațiunea calculată. Ce înseamnă să stăpânești credința și tradiția cu rațiunea? Înseamnă să spui că credința este falsă, nu? Lăsați toate națiunile să conducă în interior, rezolvând disputele externe într-un tribunal mondial, adică într-o autoritate mondială. Da? Adică națiunile pot să spună ce vor ele în interior, dar legea o face un tribunal mondial. Păstrați echilibrul între drepturile personale și datoriile sociale. Oare ce înseamnă păstrați echilibrul între drepturile personale și datoriile sociale? Oare nu înseamnă de fapt că atunci când, de exemplu, se consideră că apărarea sănătății publice sau datoriei sociale, putem, de exemplu, să ne batem efectiv joc de drepturile personale? Oare nu înseamnă că atunci când proclamăm, cum proclamă unul pe la Antena 3, că dacă nu se aplică amprenta de carbon, se sfârșește umanitatea, renunțarea la drepturile noastre este obligatorie pentru datoriile sociale? Cam asta înseamnă. Nu fiți opacuse pentru pământ și lăsați și natura să trăiască. Lăsați și natura să trăiască. Dar cine împiedică natura să trăiască? A, da, schimbările climaterice? Da. Bun. Acum, cine credeți dumneavoastră că ar fi avut intenție să distrugă acest monument? Ar fi avut intenția? În epoca în care suntem noi, în care Statele Unite ale Americii se prăbușesc zgomotos ca stat și ca supraputere, pentru că ordinea mondială are nevoie de un guvern mondial și Statele Unite ale Americii este o piedică, sau sunt o piedică în calea instalării noului guvern mondial. În epoca în care planeta întreagă este condamnată în mod intenționat la foamete și sărăcie de către grupul de la Davos și de către criminali precum Klaus Schwab, Soros, Bill Gates și toți ceilalți, Noah Harari. În epoca în care vedem dictatura de 3 ani de zile și se pregătește din nou să-și reia o nouă tură dictatura, oare cine ar avea intenția să ascundă un astfel de monument în care vorbește despre numărul exact de populație care trebuie să rămână după masiva reducere a populației, la care se lucrează prin toate aceste mijloace pe care le-am menționat mai înainte? Oare ar avea nevoie vreun far-right conspirator, cum se zice acolo, far-right conspirator, adică un conspiraționist de extremă dreapta, ar avea un interes să se ducă să explodeze monumentul ăla? Nu, pentru că dacă l-ar exploda, înseamnă că n-ar mai putea să facă dovada că el există. Și atunci tot ce spune el pe internet n-ar mai fi dovedit. Oare un cetățean al Georgiei, al Elbert County din Georgia, are vreun interes să ducă să dărâme monumentul ăla? Nu, zic eu. De ce? Pentru că a făcut localitatea cunoscută în toată lumea. Oare vreun creștin dintre ăsta, vreun protestant, pretins creștin, vreun protestant extremist, cum se zice, ar avea motive să se ducă să-l dărâme? Pe motiv că este un monument satanic, cum și era? Nu. Părerea mea, și rețineți, este strict părerea mea, singurii care aveau motive reale să-și dărâme acest monument erau cei care pun în aplicare acest plan, ca să șteargă urmele. A, da, că au descoperit că cineva, da, s-a mai văzut în Statele Unite ale Americii și în lume, când s-au explozii care au fost puse, care au fost, da, asta e părerea mea, s-ar putea să mă înșel. A fost dărâmat pe motive de siguranță, dar oare de ce n-a putut să fie reconstituit pe motive de siguranță? Putea să se pună și să se pună o plasă în jur și un gard în jur, să spune, domnilor, este reconstrucție, deci nu vă apropiați de monumentul ăsta, că trebuie să-l reconstruim. Nu se putea așa? Sau temut că odată că prin cădere va face un cutremur de nou pe scara Richter și va omorî populația Georgiei? Nu. Motivele de siguranță sunt puierile, din punctul meu de vedere. Pentru că puteau foarte bine, v-am zis, să facă un perimetru în jur și până să-l reconstruiască și cu metode și cu tehnologia de actuală, până diseară putea să-l pună înapoi. Era un singur pilon de la din 8. Și bănuiesc că nici nu avea vreun efect, pentru că dacă a fost nevoie să-l dărâme restul, înseamnă că explozia aia nu a antrenat căderea celorlalți piloni. Pur și simplu, rămăseseră acolo.
Cine credeți dumneavoastră? Vă întreb. Nu-mi dau cu părerea. S-ar putea să fie adevărat ce spune guvernul american. Dar cine credeți că avea cele mai multe interese să dărâme acest monument, care în anii 80 a fost creat pentru a obișnui populația cu realitatea, iar acum devine destul de ambarasant, ca să zic așa, embarrassing, devine destul de deranjant să vezi scris pe o, așa zisă, placă, un decalog în care se spune exact ce urmărești tu. Adică într-o bună zi, când se va ajunge la 500 de milioane de oameni rămași și se va spune, bă, da, parcă scria în monumentul. Nu scrie nimic. Da? Eu asta cred. Eu asta ce credeți?